Mă numesc Kishpeter, iar în continuare o să prezint pe scurt lucrarea mea de disertație. Este vorba despre un concept de automatizare al unui depozit de timp 5 zile pentru stocarea temporară a bateriilor. Scopul proiectului este acela de a ajuta la identificarea problemelor de montaj ale bateriilor care nu pot fi detectate doar după trecerea unui număr de zile. Conceptul presupune devierea linii de producție printr-un conveor care transportă bateria în depozit, unde în primă fază aceasta este marcată și înregistrată în sistem cu un cod QR, după care este paletizată. Paletizarea bateriilor se face cu un gripper multifuncțional care poate manipula atât baterii cât și paleți și separatori, realizându-se astfel o paletizare după o procedură standardizată. Când un palet este completat, acesta este transportat de un conveyor cu role pe o masă rotativă care orientează paletul în așa fel încât să poată fi manipulat de un transelevator care cu ajutorul unui mecanism de furci depozitează paletul. După 5 zile, paletul este scos de transelevator și printr-un proces similar, un alt robot și conveor repun bateriile în fluxul de fabricație pentru a fi verificate și finalizate.